Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale a susținut aseară un concert în cadrul programului cultural organizat de Ordinul Sfântul Andrei al Arhonților Patriarhiei Ecumenice în închiderea lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Evenimentul a avut loc în cetatea Firca, din Cania, actualul Muzeu Maritim din Creta. Psalții români au urcat pe scenă după prestațiile corurilor bisericilor ortodoxe din Creta, Cipru și Albania. Ca mucenicească ceată, cu toții lăudând-o, cântare să-i aduce. Așa lui Hristos a vântut și strântorare prin lucrarea micranului, venind peste voi, ați îndrăznit înțelepților, pe Hristos mărturisind în priveliște și lumea biruind-o, împărățiți în veacul veacului. În semn de prețuire pentru gazdele elene, psalții români au interpretat și o cântare în limba greacă, încheiind în aplauzele publicului. Grupul Psaltic Tronos a oferit joi răspunsurile la Sfânta Liturghie oficiată la Mănăstirea Gonia din Creta de membrii ai delegației Bisericii Ortodoxe Române la Sfântul și Marele Sinod.